Bună seara, sunt Veronica Gherbovețchi și vă invit la o nouă ediție Moldova Gândește. Săptămâna aceasta, Republica Moldova mai adaugă în palmares un film intrigant. Este vorba de Varvara, care a avut deja premieră la președinție. Vorbim în această ediție despre chinurile și costurile facerii unui film moldovenesc. De ceva vreme, cinematografia moldovenească încearcă să-și facă loc pe scena mondială, dar pașii sunt mici și timizi. Costurile producerii unui film sunt mari și uneori greu de urmat de majoritatea celor care sunt la începutul drumului. Statul oferă un suport financiar mai mult simbolic, dar pentru a putea beneficia de el, cei care aplică trebuie să treacă prin proceduri birocratice anevoioase și de durată. Chiar și așa, asta nu le garantează că vor câștiga concursurile. Din spusele cineaștilor mai experimentați, faptul că încep să apară filme din ce în ce mai des e un lucru bun care ar garanta viitorul cinematografiei moldovenești, dar e prea puțin pentru a putea spune că în Republica Moldova există o industrie în adevăratul sens al cuvântului. Dar da, bun Dumnezeu de sus să ne se împlinească gândul, aș da șepti sări dar, Hanu. Da și gând, soră, hai. Ver, 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 ver. Ia zi și el adânsul. Și mama te-a căuta ca pe-o floare drăgălașă. Cu primii pași făcuți în studiourile Moldova Film, cinematografia moldovenească a cunoscut câteva etape de dezvoltare. Avântul a pornit în 1952 și a continuat timp de aproape 3 decenii. Destrămarea Uniunii Sovietice a afectat mai multe sectoare, inclusiv această industrie, ducând la o stagnare. Ei, hey, hai dar, să vii numai decât! Doamne Dumnezeule, ia-ne! Astăzi, cinematografia moldovenească încearcă să-și revină. Odată la câțiva ani, 2-3 filme scot capul în public, încercând să creeze noi valuri și să formeze noi tendințe. Impactul asupra publicului pe care l-a avut filmul Carbon, care a adus în sălile de cinema până și pe cei mai pasivi consumatori de filme, a încurajat breasla din domeniu. Mâine, poi mâine, ai să ajungi și tu ca dânsul. Și patrioții al de tine se lasă să mănânci câinii. Săptămâna asta, cinematografia autohtonă a bifat încă o producție nouă. Filmul Varvara, regizat de Anatol Dorbală, a fost lansat la președinție, care nu a găzduit până acum asemenea evenimente. Mie mi se pare că această artă merită toată atenția. Ea este, bineînțeles, nu deschid eu America, este o artă foarte, foarte scumpă, cere foarte mulți bani și noi suntem o țară pentru care, în mod special, ăsta e un lux, cinematografia. Însă, filmele lansate în ultima perioadă nu sunt destule pentru a fortifica acea temelie solidă pe care să se construiască noua cinematografie în Republica Moldova, consideră criticul de film Dumitru Olărescu. Vedeți, e foarte greu de vorbit astăzi de un nivel a cinematografiei. Că zic încă o dată, apar niște filme în mod haotic, accidental. A apărut astăzi și peste vreo 2-3 ani să apară unul și peste vreo 2 ani altul. Și de a face o comparație și de a zice că uite cinematografia Moldovei, uite la ce nivel, e foarte greu. Fiindcă, în fond, noi nu o avem. Filmele astea care au apărut acum, același Carbon sau Grădina Moldovei documentar sau filmul lui Jereghi, s-au apărut și spre regret cum au apărut, cam așa și-au dispărut. Îi dă dreptate și cunoscutul regizor de filme Vlad Druc, care are în palmares mai multe producții. Tot el este cel care contribuie de circa 3 decenii la formarea noilor generații de cineaști. Păi, dacă ar fi fost o situație, aș putut să o apreciez, dar de fapt nu este nicio situație, așa că vine foarte greu să apreciez tare, pentru că dacă este o industrie cinematografică comercială, poți să-ți pui părerea. Dacă este deci, un mediu cinematografic profund, filosofic, eu știu, ancorat în probleme naționale, aș putea să spun părerea. Dar așa, deci, de azi, pe mâine, 30 de ani de zile de când s-a schimbat deci, culoarea noastră din roșu în ceva nedefinit după cei ce am fost sovietici și socialiști și comuniști, atunci când cinematografia
cinematografia era închinată într totul propagandii, chiar dacă nu la direct, dar oricum nu puteai să spui orice și ce te doare într-adevăr, dar trebuia să intri la partid, să citești ziarul Pravda, să vezi care este tema principală a culturii și a cinematografiei la ora actuală și atunci să faci filme. S-a schimbat în 90, s-au început toate zicem, prăbușirile de estetică, de eu știu, cadrelor, culturii și până în ziua de azi încă se fac eforturi de a reveni. Ministrul Culturii, cineast de meserie, consideră că cinematografia moldovenească este într-un stadiu incipient și trebuie să crească într-un mod natural. Noi suntem la etapa descoperirilor. Noi încercăm să descoperim bicicleta, încercăm să creăm propriul nostru sistem, pentru că nu avem altă șansă. Dacă am vorbit de sistemele deja funcționale, ar trebui ca toți cei care mai răsăriți, care au talent și capacități, să plece, ceea ce nu este normal. Noi avem nevoie, mai bine zis, publicul nostru are nevoie de cinematografie autohtonă. Acest public, nimeni în lume nu-i poate înlocui sau satisface aceste necesități, pentru că cinematografia generală, cea americană, a țărilor puternice, e un lucru foarte bun și publicul nostru are acces, dar sunt necesități anume locale care trebuie satisfăcute și niciodată cinematografia americană sau cea comercială nu va acoperi aceste necesități. Dar dacă să încerc să găsesc o expresie mai potrivită, da? Aș zice că este o industrie emergentă. Asta însemnând că potențial există oriunde. Deci noi suntem așa, într-o zonă ca adolescenții, de fapt. Urmează să creștem, să ne autoidentificăm, să căutăm care este, cu ce vrem noi să spunem acestei lumi, da? Ce istorii, cum. Starea actuală a cinematografiei moldovenești este una care s-a creionat după anii 90, timp în care foarte rar apăreau filme, piedicile principale ținând de domeniul financiar. Am trecut printr-o perioadă de tranziție foarte dură, iar moștenirea pe care am avut-o de la regimul sovietic, cum făceau glume pe timpuri când se făcea film la Moldova Film, păi zice, caii sunt din Moldova și actorii de la Moscova. Uite că acum am trecut această etapă și îmbrățișez cu bucurie succesele și generații tinere. În primul rând trebuie să recunoaștem că cinematografia în Moldova astăzi este la începuturi. După o perioadă de stagnare, după 90 până în 2010, să zicem așa, în momentul în care, practic, cinematografia a fost într-o perioadă de stand-by, am reușit încet, încet să revenim, dar cu pași mici. Cel mai important punct care a fost în cinematografia națională a fost anul 2016, când s-a votat legea cinematografiei, în baza căruia a apărut și s-a înființat Centrul Național de Cinematografie și au revenit finanțările de la stat pentru producția de film. Simt povara costurilor mari ale unei producții, în special cei care sunt încă la începuturile drumului spre marile ecrane. Chiar dacă tehnicile de producere s-au perfecționat și există tehnologie avansată, pentru a produce un film de lungmetraj e nevoie de sume mari de bani. Tinerii regizori sau producători, ca să reușească, au nevoie de mai multă susținere din partea statului și a altor parteneri. Costurile creării unui film. Foarte mari. Ce înseamnă foarte mari? Foarte mari înseamnă foarte mari. E foarte bine că ministrul culturii e cineast, e regizor. Noi avem un plus din punctul ăsta de vedere, pentru că el nu poate să uite de existența cinematografiei, de existența oamenilor care fac cinematografie. Asta e un plus pentru noi, pentru cei care încearcă să facă filme sau pentru cei care fac. Și a doilea
moment important e că Centrul Național de Cinematografie, el trebuie să existe. Și poate că e corect că el există așa cum este. Doar că pe lângă asta noi mai avem nevoie de alte fonduri. Nu poate un Centru Național de Cinematografie, de exemplu, să răspundă de toate bugetele, la toate filmele care se fac în acest stat. După intrarea în vigoare a legii cinematografiei, finanțarea filmelor, fie că vorbim de lung sau scurt metraje și a documentarelor, se face de către stat, prin intermediul Centrului Național al Cinematografiei. Suma este peste 10 milioane de lei, deci, cum să zic, nu toată investiția merge doar în suportul pentru producția cinematografică. Sunt și alte necesități și noi trebuie să alocăm în egală măsură, să acordăm atenție promovării filmelor, participării la festivaluri, organizării de workshop-uri, studiilor, cum se promovează, cum se scrie un proiect cinematografic. Deci statul nu are sarcina să caute artistul, să-l susțină, vai de mine. Nu, fraților, aplicați, convingeți, veniți, cereți, bateți și se va deschide, cereți și vi se va da. Deci fiți convingători, fiți sustenabili, faceți proiecte adevărate, puternice și atunci nu există niciun obstacol. Ministerul Culturii, statul, nu este un sac cu bani care dă preferințe sau beneficii artiștilor. Subvențiile care sunt alocate proiectelor în domeniul culturii trebuie să producă plus valoare. Ca să fie sprijiniți de stat, cei care depun dosarele cu proiectele cinematografice trebuie să treacă prin mai multe etape, ne spune directoarea centrului, regizoarea Valentina Iusupodjaeva. Asta este prima etapă pe creativ, da? Și după aia urmează etapa a doua, unde sunt cei care au promovat etapa 1, deci avem o notă 6, da? Este o notă de trecere și la noi, este evaluat dosarul tehnic. Adică dosarul tehnic înseamnă de fapt ce? Ce are regizorul în spate? Ce reușite? Comerciale sau artistice, nu știu, festivaluri, producătorul, da? Capacitatea producătorului, da? Are deja parteneri, a reușit să facă ceva cu niște filme. Pentru că producătorul este o figură importantă, da? El își asumă responsabilitatea financiară pentru un proiect și când vorbim de film, noi cooperăm cu sume încă mici aici, 100 de mii de euro, da, spre exemplu, pe când asta este considerat un buget, mini buget în lumea filmului, un buget low, redus, este în jur de 300, 400 de mii, 600 de mii, micro buget, da, 100 de mii. În general, în Europa, bugetele sunt în jur de 2 milioane, în mediu, în funcție deja de proiect. Dar, pe de altă parte, totuși se poate face ceva dacă îți dorești foarte mult. Filmul îl aleg cei care mai puțin pentru business, mai mult pentru că asta vor să facă. Majoritatea exponenților industriei cinematografice, inclusiv ministrul culturii, susțin crearea unui fond cinematografic care să acopere deficitul financiar de pe piața de filme și să ofere finanțare pentru cât mai multe producții. Acest fond cinematografic ar salva pe de o parte statul ca să nu fie obligat în fiecare an să direcționeze o sumă de bani pentru producția de film. Acești bani s-ar adăuga de la sine din anumite taxe care vin în special pentru producțiile de film. Așa funcționează practic în majoritatea țărilor europene, nu este o invenție a noastră, este un model normal de funcționare. Și atunci cinematografia se susține pe ea însăși. Când mă uit în alte republici din spațiul ex-sovietic unde se fac niște alocări, incredibile sume pentru film. Dar la noi... Uitați-vă la țările baltice. Și țările baltice și... Și țările baltice și... Eu mă uit în Georgia, ce se face.
în Ucraina până la război, s-au alocat niște sume mari, au făcut documentare, s-au făcut, da, nu mai zic de Rusia, s-au făcut. Producția cinematografică este în totalitate activitate privată de întreprinzător. Statul trebuie să creeze condiții pentru ca acești producători să se dezvolte, să creeze mecanisme de susținere, de încurajare. Statul nu trebuie, am mai dat exemplul ăsta, noi nu trebuie să cărăm căldări cu apă la rădăcina copacului, apa fiind banii și căldările fiind bugetul care cară spre ca să înflorească copacul. Ministerul Culturii, statul, Parlamentul, noi trebuie să săpăm șansuri, cu alte cuvinte, prevederi legislative, mecanisme, ca atunci când plouă, apa să vină singură la rădăcina copacului. Nu o să ajungă apă cărată. Oricât n-am ridicat bugetele, oricât n-am investi, acești bani se vor, în mare parte, se vor risipi. Din cauza lipsei finanțărilor, dar și altor provocări, o mulțime de profesioniști se reprofilează sau pleacă din țară. Există și categoria entuziaștilor și a curajoșilor care aleg să încerce. Unii reușesc, alții nu. Iată, băieții cu filmul Carbon fac un lucru extraordinar. Ei sunt cei care merg prin zăpada adâncă și neumblată, încearcă să găsească propria lor cărărușă. Și faptul că nu acceptă compromise, nu acceptă mimarea mecanismului colectarea banilor de la spectatori, da? este un semnal extrem de important și îmbucurător. Următorilor le va fi mult mai ușor, dar tot greu în continuare. O mai mare investiție în tineri este una dintre soluțiile propuse de responsabilii din domeniu. În educația lor, în primul rând, în școli, pentru că, spre exemplu... Școli de profil, da? Nu doar. Da. Spre exemplu, în Franța există OBEC, cinematografia. Care poți, da, dacă vrei, tu ți-ai ales în anii de liceu și studiezi. Da, urmează școlile de profil și nu doar educație și cunoștințe, dar și niște condiții cât de, să zic așa, cât de modeste, dar stabile. Asta contează foarte mult. Am învățat aici la catedra noastră, mea, aproximativ 300 de... Dar s-au prăștiat și ei, bancolo, bancoace. Mulți din ei au fost înghițiți de televiziuni. Televiziunea, pentru că așa, mulți televiziuni acolo, bani nu sunt pentru cinematografii, bani grei nu sunt, chiar așa este industrie. Și atunci, hai, nu pot să mor foame, am copil, am familie, mă duc și stau operator la televiziune și stau așa, copii foarte talentați care până în ziua de azi, care au terminat aici, au învățat aici, până în ziua de azi nu au putut, pentru că alții au plecat. Zic, măi, de ce pleci, că tu ești talentat, trebuie să faci? Dar ce să fac? Trebuie să mă hrănesc, să hrănesc, să și mai departe. Și au fost în Anglia, desigur că unii, foarte, foarte puțini unități, noi, reușesc, sunt talente la noi, sunt, e nevoie de o strategie și o politică culturală bine canalizată, vectorizată. Ce îl motivează pe Vadim Tristan, tânăr regizor, să fie parte din această industrie aici, în Republica Moldova? Mi se pare cea mai bună formă pentru, sau nu știu, cea mai comodă pentru mine formă de a crea un ceva, o lume aparte. Pentru că literatura tot îmi place foarte mult, dar în literatură, de exemplu, nu poți folosi muzica, spre exemplu. Când cinematografia e o artă complexă și unele istorioare foarte drăguțe poate să fie
construite doar pe partea vizuală, unele pe sunet, altele pe montaj foarte curios și așa mai departe. Deci e ceva foarte complex și de aceea n-ai cum obosi, n-ai cum ajunge spre o culme, hai să spunem așa, a autodezvoltării. Adică toată viața te perfecționezi, toată viața înveți și dacă ai o școală de film după spate, nu înseamnă că tu ești gata de a face filme. După spusele oamenilor de film din Republica Moldova, pentru a putea da avânt acestui domeniu, e nevoie de o politică de stat care să încurajeze crearea de filme, care să încurajeze specialiștii să rămână în domeniu și, implicit, să promoveze țara prin astfel de producții. În lipsa unei distribuții adecvate, producția nu are șanse. Noi niciodată nu vom deveni interesanți pentru alte piețe, pentru alte comunități, pentru alte societăți, atâta timp cât nu vom demonstra că suntem interesanți pentru societatea noastră. Dacă în spatele unui proiect de film nu stă publicul autohton, publicul din Republica Moldova, filmul ăsta nu are nicio șansă pe piața mondială. Doar în cazul în care noi vom demonstra un mare interes față de producția noastră, doar sub acest aspect, noi am putea, nu e garantat, dar am putea să devenim interesanți pentru alte piețe. Mă bucur enorm atunci când văd cineva din Basarabia care urcă pe covorul roșu la Cannes, la festivalul de la cinematografic de la Berlin sau la alte festivaluri internaționale, saltă inima de bucurie că ăștia sunt ai noștri. Unde și cum văd cineaștii producția de filme peste un deceniu? Tot aici, adică nu aici, eu nu știu ce o să mai fic. Eu cred că totuși, eu sunt foarte optimist și mă felicit pe mine că sunt optimist și nu mă vai, că mă doare aici, mă doare acolo. Eu cred că încetșor și dacă am mai fi să unim într-adevăr aceste două culturi și pe plan teritorial. Nu știu în general dacă o văd. Uneori spun așa întrebări. Cum apare un val cinematografic? Sau ce e nevoie ca să apară un val cinematografic moldovenesc? Sau de unde a apărut val cinematografic, nou val românesc, de exemplu, de film? Astea sunt niște lucruri care nu țin de scopurile concrete. Nu se fac filme pentru a crea un val. Nu se fac filme pentru a crea o cinematografie. Pur și simplu ca rezultat primești. Mai mulți oameni talentați care au făcut niște filme de succes pentru că ei au fost în același spațiu, în același timp, cam în aceeași realitate. Sunt niște elemente comune. Și atunci noi, prin datorită acestor elemente comune, simplificăm lucrurile și spunem că iacă, acesta e val, acesta e curent. Asta e cinematografia moldovenească. Dar, de fapt, astea sunt niște oameni particulari care au făcut unele lucruri reușite. Adică e posibil, da. Hai să facem, nu văd. Sper foarte mult că, în primul rând, să reapară cinematografele private, mici, în formule independente, să zicem, dar să avem distribuții de film și în Moldova, iar numărul filmelor autohtone de film să fie cel puțin 10-20% din toată producția distribuită în Moldova. Mesajul meu ar fi ca să se studieze starea cinematografiei și să ia niște măsuri concrete, ce de făcut. Fiindcă noi vorbim foarte mult, vorbim, când e vorba de ajungem la finanțe, n-avem și cu asta ne oprim.